Ciclonul Ashley ne aduce ploi torențiale în weekend. ANM a emis noi alerte de fenomene extreme. Începând cu 30 septembrie, CET Hidrocarburi demarează probele de etanșeitate pe rețelele de termoficare secundare destinate încălzirii. Noi precizări în privința legii pensiilor. O noutate o reprezintă cumulul pensiei de invaliditate cu alte venituri. Ciclonul Ashley aduce ploi torențiale în weekend. ANM a emis noi alerte de fenomene extreme. Este cod portocaliu pentru mai multe județe și cod galben de ploi torențiale pentru mai bine de jumătate din țară. Astfel, codul galben a fost emis pentru intervalul 28 septembrie ora 18, 29 septembrie ora 10 și aduce instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte. Totodată, ANM a emis o avertizare meteorologică cod galben pentru intervalul 29 septembrie ora 10, 30 septembrie ora 22, de instabilitate atmosferică, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. În intervalul menționat, averzele se vor extinde în toată țara, dinspre vest către est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 65 de km pe oră. A apărut o noutate legislativă la cumulul pensiei cu alte venituri. Potrivit Casei Județene de Pensii Arad, prin legea 360 din 2023, pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri, indiferent de gradul de invaliditate. De asemenea, pot cumula pensia cu alte venituri pensionarii care realizează venituri în următoarele situații. Activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale potrivit codului fiscal, activități în calitate de prestator casnic potrivit legii 111 din 2022, pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, indiferent de nivelul veniturilor. Nu se poate cumula pensia cu alte venituri pentru soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, care realizează venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată de 3.700 de lei începând cu data de 1 iulie 2024, de către beneficiarul unei pensii anticipate care realizează venituri lunare în baza unui contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, sau ca persoană care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive legislative ori judecătorești pe durata mandatului. În vederea valorificării stagiului de cotizare realizat după data înscrierii la pensie, pensionarii pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea acesteia în condițiile legii o singură dată într-un an calendaristic. Stagiul de cotizare realizat în regim de cumul nu intră în calculul punctelor de stabilitate. Consiliul Județean Arad anunță că finalizează lucrările la parcarea școlii din Beliu. În centrul comunei Beliu se finalizează parcarea nouă, care va deservi grădinița și școala. Consiliul Județean lucrează la proiectul modernizării drumurilor din nordul județului, iar investiția din Beliu este parte integrantă a strategiei pentru realizarea unei conectivități rutiere bune și în această zonă a județului. Parcarea va avea o capacitate mare și va deservi și alte instituții și agenți economici. În cursul verii, Consiliul Județean a modernizat și accesul spre Beliu prin turnarea covorului asfaltic între Boxig și Beliu. În curând, în Arad va circula din nou autobusul supraetajat model Westinghouse fabricat în municipiu între 1910 și 1912. Se vor reconstrui două replici. Licitația pentru achiziționarea șasiului și pentru proiectare s-a încheiat săptămâna trecută. Cea care va reconstrui autobusul Westinghouse va fi o firmă din Lipova. Până la sfârșitul anului va fi gata șasiul și o primă parte a proiectării. Până la momentul lansării licitației pentru achiziționarea șasiului, pe care va veni această replică a autobuzului Westinghouse, care va fi o replică electrică care să circule prin oraș cu o viteză limitată. Pot să vă spun că am avut cred că în jur de 10 întâlniri tehnice ca să stabilim în primă fază cum dorim să arate acest autobuz, pentru că, repet, el va fi o replică a autobuzului din 1910-1912, care s-au făcut 6 bucăți pentru primăria din Budapesta.
Detaliile tehnice au fost stabilite în aceste întâlniri, care le-am pus în solicitările care le avem în cadrul licitației pentru cel care va realiza propriu-zis acest. Pe lângă șasiu trebuie să facem, să reconstruim efectiv acest autobuz cu date tehnice foarte moderne, puține. Avem date tehnice foarte puține despre cum arăta el inițial. Și atunci în unele cazuri va trebui să improvizăm, gen poziționarea banchetelor în autobuz, care să fie și cu cerințele moderne de securitate a refacerii sediului Marta. Aceasta se dorește, a sediului fabricii Marta. Am fost și în Ungaria, de am identificat un șasiu cu motor și un motor al unui autoturism Marta, care pe viitor ne gândim să îl achiziționăm, să-l expunem. Inițial discuția era să-l refacem pe acela, dar mă rog, repet, nu se poate face o replică unul la unul, nu se poate face o reconstrucție, îmi cer scuze, se poate face doar o replică a acestor autobuze, pentru că datele tehnice, cel puțin în momentul de față, nu sunt disponibile. Deci trebuie îndeplinite niște condiții tehnice conform standardelor actuale. De exemplu, nu putem depăși înălțimea de 4 metri și 20 de centimetri. Sunt niște condiții tehnice și atunci, în baza acestor condiții, cel care a câștigat, căruia i-am dat proiectarea să o facă, va găsi soluțiile astfel încât să îndeplinească toate standardele. Personal, sunt foarte bucuros pentru că am reușit acest proiect. Este un succes pentru că vom pune Aradul pe harta Europei. Veți vedea că acest proiect va aduce turiști foarte mulți și atunci foarte multă lume va veni spre Arad. Bineînțeles că trebuie dezvoltate și alte lucruri ca infrastructura și aeroportul pentru turism. În ceea ce privește clădirile Marta, în perioada următoare vor veni la Arad reprezentanți ai ADR Vest și ai Comisiei Europene pentru a evalua proiectul municipalității de transformare a fostelor clădiri industriale într-un centru cultural. Canicula a scumpit prețul cătinei. Din cauza căldurii, producția a scăzut și cum cererea este mare, mai ales pe piața externă, cultivatorii speră să obțină un preț mai bun în această toamnă. Cătina, ideală pentru întărirea imunității, este foarte căutată în această perioadă. La 20 de kilometri de Arad, la Barațca, se află cea mai productivă cultură de cătină din țară. Aici, în anii buni, s-au obținut chiar și 36 de kilograme de fruct la hectar. Căldura a devansat culesul cu 3 săptămâni. Mai mult decât atât, a fost un an meteorologic, agrometeorologic, care a urmat altui an agrometeorologic extrem de dificil. 2023 a fost la vremea lui cel mai cald an din istoria înregistrărilor meteo, urmat de 2024, care a fost și mai cald la rândul lui. A afectat în mare măsură calitatea producției, din cauza că fructele la această temperatură înaltă au crescut mai puțin, au acumulat mai puține substanțe de rezervă și au rămas mai mici. Anul acesta producția a scăzut cu 10%. Dacă anul trecut de la poarta fermei kilogramul pleca cu 1 euro și 90 de eurocenți, anul acesta kilogramul se va vinde cu 2,20 euro sau 2,25 euro. Cea mai mare parte pleacă la export. Cătina, ce vedeți aici, este marfă gata pregătită pentru condiționată în vederea exportului. Exportul gata de obicei pleacă pe drumurile vestului. Piața noastră principală este Germania, țările baltice, țările scandinave. În magazinele naturiste, produsele din cătină sunt tot mai variate, de la ceaiuri și până la pudră. Toate sunt indicate pentru întărirea imunității. Începând de la cătina, fructul congelat, sucuri, tot felul de sucuri cu și pur și așa, și cu miere. Pe urmă sunt și ulei de cătină, capsule cu ulei de cătină, deci care ce preferă. Înaintea sezonului rece, o cură cu cătină poate face minuni pentru întărirea sistemului imunitar.
Hey guys, where are you going? Unde mergeți? Să viși avar România! O tânără româncă din New York a devenit ambasador al culturii românești, promovând valorile și tradițiile țării sale, într-unul dintre cele mai cosmopolite orașe din lume. Ana Ardelean este originară din localitatea arădeană Sebiș. Părinții ei au emigrat în urmă cu 10 de ani în Statele Unite ale Americii. Ana s-a născut acolo, însă legătura sa cu locurile natale o aduce în fiecare an înapoi în țară. Familia Anei trăiește în Michigan, iar tânăra studiază la New York University. Ambasador al culturii românești, Ana creează o punte între România și Statele Unite ale Americii. Ana inspiră nu doar comunitatea românească din diaspora, ci și pe toți cei care sunt curioși să descopere bogăția culturală a României într-un context internațional. Un interviu al Anei acordat recent pe străzile New Yorkului a devenit viral în mediul online. Sunt Ana, locuiesc în Michigan, dar familia mea este din România. Am început facultatea în urmă cu 4 ani, aici la New York. Îmi place foarte mult, este un oraș deosebit, mă ține conectată tot timpul. Mă întrebați de câți bani am nevoie lunar aici? Ei bine, în jur de $2,000 pe lună. Cea mai mare parte a sumei merge pe chirie și mâncare. Studiez psihologia și chimia. M-am născut în Statele Unite ale Americii, însă cultura românească joacă un rol esențial în viața mea de zi cu zi. Am fost crescută în acest fel și aici la New York am un grup de prieteni români. În fiecare vară mă întorc în România, la Arad și Sebiș. Este deosebit de interesant să văd diferențele între America și Europa, cu atât mai mult între America și zona rurală a județului Arad, de unde provine familia mea. Oamenii din România sunt deschiși și prietenoși. Pentru că am petrecut mult timp acolo, eu am un sentiment de acasă. Dacă aș dori să trăiesc acolo cândva, da, cu siguranță mi-ar plăcea, mai ales după ce termin facultatea, eventual în cadrul proiectului Medici Fără Frontiere. Da, România este locul ideal să fac asta. Mâncarea mea preferată sunt mititeii și sarmalele cu mămăligă. Ascult muzică românească zi de zi de când mă știu. Preferații mei sunt Carlos Dreams, Delia sau Ina. Ce mesaj aș transmite în românește celor care ne privesc? Vă pup și vă iubesc și sper să ne vedem pe internet. Performance Acting Circus, festivalul internațional de teatru circ, va avea loc între 29 septembrie și 6 octombrie inclusiv. Evenimentul continuă tradiția începută de Teatrul de Marionete și Teatrul Clasic Ioan Slavici, care a organizat timp de 4 ani festivalul de teatru circ. El s-a mai organizat în Arad, l-au făcut două instituții, odată Teatrul de Marionete, odată Teatrul Clasic Ioan Slavici. Au abandonat proiectul prin 2019 și noi l-am repus pe tapet. Festivalul Internațional de Teatru Circ va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor și la Teatrul de Marionete. Festivalul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Primul spectacol al festivalului este pe 30 septembrie în holul Casei de Cultură a Sindicatelor. Spectacolele sunt cu totul speciale. Este un curent nou în arta teatrală, teatru-circ, este o îngemânare între circ și teatru și dă o emoție specială spectacolelor. Al companiei Ildor din Barcelona. Pe 1 și 2 octombrie vor evolua artiști din insulele Baleare. Pe 3 octombrie trupa Sifor Company din Timișoara. Pe 4 o trupă din Valencia. Pe 5 una din Franța. Pe 6 este programată piesa Povestea Culorilor a Teatrului Municipal din Baia Mare. Ultimul spectacol al festivalului, tot pe data de 6 octombrie, este Shoes in the Air și va fi al artiștilor din Valencia. Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean, organizează în perioada 4-6 octombrie un eveniment dedicat județului nostru. În cadrul zilelor județului Arad, care cuprind și două evenimente conexe, Festivalul Toamnei și Ziua Recoltei, vor avea loc o serie de activități care să atragă un public cât mai divers, respectiv evenimente care să celebreze diversitatea culturală a județului, expoziții de artă și meșteșuguri, târg de produse locale, care să promoveze agricultura și industria județului, precum și concerte cu artiști renumiți din țară. Activitățile vor începe vineri 4 octombrie la ora 11,
cu inaugurarea secției de arheologie a Complexului Muzeal Arad. Sâmbătă 5 octombrie la ora 10 la Consiliul Județean va avea loc deschiderea Târgului Toamnei. La ora 18 va începe concertul Pacifica. La ora 18:30 în Sala Marii Uniri, distinția cetățean de onoare al județului Arad îi va fi oferită înalt preasfințitului dr. Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, în cadrul ședinței festive a Consiliului Județean Arad. Duminică 6 octombrie la Consiliul Județean, de la ora 19, îndrăgitul interpret Aurel Tămaș va susține un concert. La ora 19:40 se vor acorda plachete pentru consilierii județeni din perioada 2020-2024, iar de la ora 20 vor urca pe scenă Damian Drăghici and Brothers. Accesul publicului este liber. Stand-up comedy la cea de-a 31-a ediție a Galei Excelenței în afaceri, topul firmelor. Participanții la evenimentul de pe 11 octombrie de la Expo Arad vor avea parte de un moment special de stand-up comedy susținut de Cosmin Natanticu, unul dintre cei mai apreciați comedianți din țară. Gala promite a fi plină de umor, networking și relaxare. Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, Gheorghe Seculici, subliniază importanța umorului în afaceri, considerându-l un ingredient puternic care poate aduce o notă de optimism și energie în acest cadru oficial. Înscrierile la eveniment și rezervarea locurilor pot fi făcute pe pagina oficială a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad până pe 2 octombrie, iar companiile interesate să devină partenere sunt invitate să contacteze organizatorii la numerele de telefon disponibile. Topul firmelor începe de la ora 18:30 la Expo Arad, fiind o oportunitate excelentă de a relaționa și de a celebra excelența în afaceri într-un cadru plin de bună dispoziție. Promenada Inimilor 2024, un proiect comun al cluburilor Rotary Arad, Rotary Arad Cetate, Rotary Curtici, Rotaract și Interact din județul Arad, are loc pe 28 septembrie pentru a celebra Ziua Mondială a Inimii. Evenimentul promovează importanța mișcării fizice ca mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare, încurajând participanții să facă 5.000 de pași pentru sănătatea lor. Acțiunea are loc în parteneriat cu Primăria Municipiului, fiind parte dintr-o inițiativă a Fundației Române a Inimii și a Societății Române de Cardiologie, implementată cu succes în multe țări europene. Traseul din Arad are o lungime de 2 km, pornind de la pasarela peste Mureș, Podul Verde, și continuând pe faleza de pe malul Mureșului până la Biserica Baptistă Maranata. Evenimentul începe la ora 10 și este deschis arădenilor de toate vârstele. Mesajul central al campaniei este: noi ne-am pus inima la treabă, tu ce faci? Astăzi a avut loc conferința de presă a UTEI, premergătoare meciului cu CFR Cluj, susținută de antrenorul secund Sorin Rădoi. Acesta a discutat despre pregătirea echipei și despre obiectivele pentru următorul meci. A fost o săptămână grea din punctul meu de vedere, că ai avut o perioadă destul de scurtă. Ai jucat luni, jucăm sâmbătă. În primul rând ne-am gândit că trebuie să-i recuperăm pe jucători. Foarte bine. Așteaptă un meci dificil. Întâlnim o echipă CFR, o echipă foarte puternică din toate punctele de vedere. Clar că și ei ne mergând mai departe în Europa, vă dați seama că nu le-a căzut foarte bine, dar noi sperăm să mergem să câștigăm puncte, pentru că avem nevoie. Ca și lot, din păcate, Țuca și Iliev sunt accentați pe o perioadă mai lungă. Nu am reușit să-l recuperăm pe Imo pentru acest meci. Și în rest, mergem foarte încrezător, pentru că până la urmă nu avem nimic de pierdut și mergem să câștigăm punct sau puncte. După cum știți, dânsul a avut o intervenție. Astăzi a participat la antrenament, dânsul a condus antrenamentul, dar domnul doctor nu i-a dat voie să facă foarte mult efort, așa că
Noi, ca și staff, am considerat că echipa are nevoie de dânsul astăzi la antrenament și de asta mă aflu eu în fața dumneavoastră. Da, mergem împreună. Astăzi, echipa, după antrenament, mergem, servim prânzul, după care vom face deplasarea cu autocarul la Cluj. Atât timp cât îți lipsește antrenorul principal și atât timp cât vorbim de Mircea Rednic, clar, este un minus pentru noi. Eu, în toată această perioadă, am fost la dânsul, am discutat cu dânsul, m-am sfătuit. Dânsul și-a dat acordul pe antrenamentele care le-am creat noi în aceste zile. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu mă înșel, cred că anul trecut în aceeași perioadă aceleași probleme, din păcate, le-a avut dânsul și cred că am simțit-o și noi și dumneavoastră și toți oamenii cât de motivați și de puternici, pentru că firea dânsului este de așa natură încât este un luptător. Și mie personal mi-a demonstrat de foarte multe ori lucrul ăsta și de asta și lucrez cu dânsul, pentru că am foarte multe de învățat. Da, este un luptător și cu siguranță vom vedea un Mircea Rednic mult mai puternic. Inclusiv ieri la antrenament, cred că ați văzut și dumneavoastră că lucrăm finalizarea, o facem destul de bine la antrenamente, urmează să o punem în practică și la meciuri, și aici mă refer la jucători, pentru că ei trebuie să aibă încredere în ei, în primul rând. Noi încercăm să le transmitem lucrul ăsta și sper să o facem de la meciul de sâmbătă. La noi nu există jucători titulari și jucătorii rezervă. Nu, cei care merită și care se antrenează, sigur vor juca, iar ceilalți care rămân pe bancă, tot timpul ne dorim de la ei să vină cu un plus. Din toate punctele de vedere, să aducă un plus echipei. Noi suntem încrezători și, bineînțeles, suntem foarte motivați să mergem pe drumul pe care l-am început la acest club și îmi doresc foarte mult și sunt ferm convins că vom reuși. Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit joi programul etapei cu numărul 12 din Superliga, iar UTA a aflat când va disputa următorul meci pe teren propriu. Roșalbii vor întâlni Petrolul Ploiești vineri, 4 octombrie, de la ora 18 și vor încerca să obțină primul succes în actuala stagiune pe arena Francisc Neumann. În acest moment, gruparea antrenată de turcul Mehmet Topal este pe locul 6 cu 15 puncte, în timp ce UTA ocupă poziția a 14-a cu 9 puncte. FCC UAV Arad a obținut două victorii clare în disputele din primul tur al Cupei României cu Sportul Studențesc. După 83-33 marți, galben-albastrele s-au impus și în jocul disputat miercuri, tot în polivalenta arădeană, scor 90-47. Și de această dată, filipineza Jack Daniel Animam a fost principala marcatoare a meciului cu 19 puncte, iar pentru formația pregătită de Miroslav Popov a mai înscris Podar 14 puncte, Mititelu 11, Dobă 9, Panait 8, Cucu 7, Jovancevic 7, Negru 6, Valea 5 și Ciotir 4. Tot miercuri au obținut accesul în următoarea fază a competiției CSM Târgoviște, Rapid București și CS Județean Prahova Ploiești. Alte patru formații, CSM Constanța, Șep și Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj și CSM Alexandria, au fost calificate direct în turul 2. Final de săptămână cu schimbări bruște de temperatură. La noapte cerul va fi senin, minimele termice vor fi de 14-15 grade, vântul va bate cu 14 km pe oră dinspre sud și nu sunt anunțate ploi însemnate. Ziua de sâmbătă vine cu maxime termice de 26-27 de grade Celsius. Cerul va fi însorit în cea mai mare parte a zilei, vântul va bate dinspre sud-sud-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Sâmbătă noapte minim
minimele vor fi de 12-13 grade. Vântul va bate dinspre nord-nord-vest, iar ploile își vor face simțită prezența în cea mai mare parte a județului. Pentru ziua de duminică se anunță maxime termice de doar 15-16 grade. Vântul va bate dinspre nord, iar șansele să plouă vor fi de 60%. În noaptea de duminică, temperaturile vor scădea până la valori de 90 grade, iar vântul va bate dinspre nord. Săptămâna următoare va începe cu cer predominant noros. Luni, temperaturile maxime vor fi de 16-17 grade Celsius. Vântul va bate cu 25 de km pe oră dinspre nord-nord-est. Vor fi 40% șanse de precipitații.